Bine v-am regăsit, dragii mei, pe canalul La Horoscop. Haideți să vedem, dacă 9 zile sau ce s-ar putea întâmpla în 9 zile, începând din acest moment în care dumneavoastră vă uitați la acest clip, timp de 9 zile. Să vedem ce se schimbă în aceste 9 zile, 9 fiind o cifră extrem de importantă, pentru că se încheie un ciclu extrem de important. Deja încet, încet ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul lunii mai, o lună cu foarte multe încercări. Urmează o lună iunie, urmează o vară, urmează o etapă destul de solară în care parcă revenim la viață. Avem parte de noi începuturi, avem parte de reușite atât în planul financiar, material, dar și în planul iubirii, așa că cu încredere, așteptați-vă la schimbări extraordinare, pentru că astrele cumva ne sunt favorabile. Asta dacă și noi punem așa cumva usul la treabă, cu multă încredere în univers, că lucrurile se întâmplă exact pentru binele nostru cel mai înalt, în folosul nostru, și ne oferă ceea ce ne trebuie la timpul și la modul potrivit. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, trebuie, nu trebuie nimic. Ar fi bine doar să vă relaxați și să vă bucurați de această călătorie spirituală, de acest ghidat spiritual, de aceste citiri intuitive și să lăsați minunații ghizi spirituali, cărora le mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența lor la această etare, să vă ofere mesaje cât mai clare posibile. Nu uitați, dragii mei, dragile mele, că este o etalare generală colectivă cu care ați putea rezona sau nu. Dacă nu rezonați, înseamnă că nu este musai, mai puțin plăcut, că nu vă regăsiți. Pentru că s-ar putea să nu fie chiar la ceea ce vă așteptați voi. Dragii mei, în planul iubirii să știți că aveți parte de foarte multe schimbări, începuturi, chiar și timide. Să știți că cineva cred că aleargă ușor către voi, mai ales dacă există o distanță între voi și această persoană, dacă locuiește într-o țară cu climă caldă, cu climă deșertică, piramide. În sfârșit, o persoană care se află la o oarecare distanță de voi, poate să fie și fizică, sau dacă există niște piedici între voi, de vârstă, de naționalitate. Să știți că asta nu implică, nu înseamnă neapărat că există un lucru iremediabil. Și mai mult decât atât, ce vă mână în chestiunea aceasta? Pasiunea. Să știți că sunt foarte multe șanse ca cei singuri să-și găsească în sfârșit partenerul cu care să rămână mult și bine de acum înainte. Iar cei care sunt în separare au șanse de un început timid în ideea în care persoana aceasta s-ar putea să își dorească să reia cel puțin relația la nivel comunicațional, dacă nu și la nivel de vizită. Celelalte persoane s-ar putea să aibă parte de foarte multă aventură. Atenție la relațiile extraconjugale, pentru că persoanele care sunt rutinate, plictisite, chiar și într-o căsnicie, s-ar putea să devină așa un dor de ducă și nu primul venit, primul servit, ci în momentul în care simt ei sau ele că este loc de a trăi spectaculos sau de a face ceva ce nu au făcut niciodată din cauza programelor, creșterii, educației, s-ar putea să facă sau să răspundă afirmativ unor invitații posibil de a avea o relație chiar și de o noapte. Adică atenție la aventuri, relații conjugale. Bineînțeles, liberul arbitru vă aparține, știți voi mai bine ce trebuie să faceți, nu vă spune baba Aurica. Veți fi cumva fermecați de atitudinea unei persoane, unui coleg de serviciu, colegă de serviciu, s-ar putea să inițiați un flirt, de exemplu, chiar voi și nu celelalte persoane. Sunteți cumva foarte naughty, așa, sunteți neastâmpărați și neastâmpărate, doamnelor și domnilor, în următoarea perioadă, dar având în vedere că chestia asta vă face bine, știți cum se spune, că fă orice ce simți tu că îți face bine, atâta timp când nu deranjezi pe cel de lângă tine, go for it. Deci sunteți așteptați pentru că aveți o energie extraordinară. Vă cuprinde un val de energie să faceți foarte multe lucruri pentru sufletul vostru.
posibil să faceți anumite călătorii, posibil să răspundeți afirmativ, pozitiv la invitația unor prietene, de exemplu, care locuiesc în alte țări, să vă duceți într-o vacanță, că tot se apropie vara și deja unii dintre voi v-ați setat vacanțele, alții se gândesc să meargă împreună cu familia, cu sora, cu fratele. Lucruri foarte intime pe care vă doriți să le faceți, nu numai din punct de vedere al consumului unei relații, din punct de vedere fizic intim, dar să faceți, să creați o intimitate, un bond între, o legătură între voi și, de exemplu, un frate, o soră cu care ați mai vorbit de mult, sau părinții voștri, sau să plecați undeva împreună într-o vacanță, într-o călătorie, că mă și bâlbi, chiar și 2-3 zile, nu țin pasul cu informațiile pe care le primesc. Și de aceea îmi cer scuze de pe acum pentru dezacordul și pentru exprimarea defectuoasă. Dar n-am ce face, încerc să mă grăbesc să țin pasul astfel încât să nu omit, să nu uit nimic. Cred că vă vine așa cumva un dor de ducă și cred că ăsta este primul pas chiar spre binele vostru. Sunt persoane care s-au săturat să aștepte să le pice din cer ceva și de asta cred și foarte bine face și vă felicit de pe acum pentru atitudine, inițiați voi lucruri, să faceți, să mergeți, să nu mai zăboviți în starea aceasta de aparent confort, să nu zăboviți, să nu stăruiți, să nu rămâneți în starea aceasta de aparent confort, pentru că este negativitate, pentru că este negativitate. Nu, hai să nu spunem așa, să-i spunem energie stagnantă. Și cred că modul ăsta de a vă rupe vă conduce către aceste începuturi. Sunt diferențe de vârste între voi și următorii voștri parteneri sau următoarele voastre cuceriri. V-am spus că vă pocnește așa un soi de dorință să faceți ce n-ați făcut voi niciodată. Este o perioadă calientă, o perioadă caldă, o perioadă cu foarte multe discuții, schimburi de mesaje, mai ales cu persoane care se află la distanță. Este o perioadă foarte, sau voi entuziasmați foarte, foarte repede în momentul în care în câteva zile, că tot, uite, vezi că tot vorbeam de 9 zile, în câteva zile apar tot soiul de tachinări pe rețele de socializare sau, v-am spus, între colegi. Deja vi se ascut cumva simțurile. Și să știți că și dacă aveți o vârstă mai înaintată, există posibilitatea de jucăușenie în cuplu, o resuscitare a relației voastre dacă sunteți într-o relație sau pur și simplu sunteți determinați sau determinate să vă jucați puțin cu persoane de la distanță pe rețelele de socializare, chit că nu vreți voi să rămâneți împreună cu aceste persoane. Dar vă place și cum vârsta este doar un număr, cu siguranță vă așteaptă o perioadă în care s-ar putea să vă și îndrăgostiți. Este foarte multă energie aici. Sunt concentrate destul de multe planete care vorbesc despre acest lucru, dar toate gravitează în jurul prezenței dumneavoastră impulsionarea voastră de a face lucruri, de a îndrăzni. De a îndrăzni să încerci, de a îndrăzni să mergi mai departe, de a îndrăzni să-ți faci ție bine, de a nu rămâne nicicum în starea în care ești. Și cred că mai mult decât atât, există o perioadă de rebeliune, așa știți, vă vine pur și simplu. Ia să nu mai gândesc eu nici la X, nici la Y. Este timpul să am grijă și de mine, că viața este scurtă și până la urmă nu fac altceva decât să-mi o trăiesc. De asta spun, este vorba despre pasiune, s-ar putea să faceți lucruri revoluționare sau să faceți lucruri de care nu știați că sunteți capabile. Și aici nu vorbim numai de iubire, s-ar putea să vorbim despre faptul că, în unele cazuri, s-ar putea să vă puneți în practică anumite idei la care ați ținut foarte mult. Înființarea unei afaceri, de exemplu, începerea unui, canal pe YouTube sau de a face niște activități extra pe lângă ce faceți voi în mod deosebit pentru rotunjirea veniturilor, de exemplu, sau investiții pe care le faceți, aveți o brumă de bani și spuneți, ia asta, domnule, pentru ce să mai țin eu banii ăștia? Că mâine, poi mâine, nu știți, vorba. Înghit gălușca și m-am bucurat de setul ăla de argint pe care tot îl țin de linguri sau de sticla de șampanie pe care am cumpărat-o de 20 de ani și o țin pentru o ocazie specială. Și vă vine așa într-o seară ca voi cu voi să deschideți sticla de șampanie și să vă bucurați de momentul acela. Bineînțeles că dau niște exemple.
Dar la nivelul ăsta vă văd. Vă văd că aveți așa curaj să faceți lucruri pe care nu le-ați făcut. Vă deschideți mintea, vă deschideți sufletul, sunteți foarte atenți la inițiative. Oricum aveți o minte sclipitoare, dar acum, mai mult decât niciodată, în următoarele 9 zile, parcă vă vin idei sclipitoare, parcă vă vin tot soiul de soluții, vă gândiți, adevărat, nu dormiți noaptea, s-ar putea să experimentați tot soiul de episoade din sfera aceasta a neliniștii, insomniilor și așa mai departe, dar nu din punct de vedere al negativității, ci mai ales din punct de vedere al faptului că vă trec tot felul de idei. Vă văd că vă treziți în toiul nopții să scrieți pe foaie ce idei vă vin să le puneți în aplicare. Doar recomandarea este să le puneți în aplicare, chiar dacă nu aveți resurse financiare în momentul de față. Pentru că sunt foarte multe momente în care aveți sau avem o grămadă de idei și spunem nu pot să fac asta pentru că n-am bani dificili. Inițiați un canal YouTube, faceți acolo ceva de mâncare, mestecați într-o saladă de vinete și postați-o pe rețelele de socializare. N-aveți de unde să știți. Asta vă dă încredere în voi. Vă crește stima de sine pentru că veți reuși pe propria pe propria piele sau datorită vouă veți reuși să vă rotunjiți veniturile. Eu acum am dat un exemplu, dar să știți că exemplele pot continua la nesfârșit, cu nemiluita, pentru că voi sunteți propria voastră resursă. Voi puteți să reușiți. În voi stă puterea de a reuși și de a merge mai departe și de a vă rotunji veniturile cu o activitate extra față de ceea ce faceți voi în mod obișnuit. Nu știu, participați la niște cursuri, intrați online la niște cursuri, ceea ce v-a plăcut foarte mult, poate vă place, nu știu, manicură, pedicură, doamnele, domnișoarele, masaj, tot soiul de saloane, nu știu, canal de, cum spuneam, cu mâncărică, cu popică, cu... În sfârșit, tarot, de ce nu? Sunt foarte multe persoane care îmi scriu, care cochetează cu arta tarotului, arta divinației și îmi spun și bărbați, să știți foarte mulți care îmi spun, știți, dar nu pot să... Am o teamă, am ceva. Începe, fă! Nu ți-arăta fața. Eu cum am făcut? La fel am făcut. Am zis, măcar nu mi-arăt fața, că măcar nu mă înjură lumea din prima. Dar nu puteți să știți. Exploatați-vă toate talentele și faceți un prim pas. Dar faceți-l. De unde îmi spunea cineva că își dorește foarte tare să își deschidă un magazin online și nu știe ce să facă. Și a reușit să facă vânzând pur și simplu lucruri second hand. Lucrurile ei. Nu vă spun în 3 luni ce a reușit să facă. Din nimic. Din nimic. Din fericire avem... De partea noastră, internetul, mai ales pentru persoanele care nu au resurse financiare, și să știți că sunt foarte, foarte multe doamne și domnișoare care au rămas în niște relații cu niște domni, tocmai pentru faptul că nu erau pe propriile picioare, erau casnice, dar să știți că în proces, să știți că și faptul că ești casnic și ai grijă de copii, ai drepturi, nene. Nu mai e ca pe vremea lui Pazvan Techiuru, cine aduce mai mulți bani în casă, la rămâne cu casa. Nu mai e așa. Hai că mă apuc acum să vorbesc și... Dar nu, asta spun. Adică faptul că rămâi în casă, că ai grijă de copii, că faci menajul, că speli, calci și așa mai departe, este valabil și pentru domni, că s-a întâmplat și viceversa. Doamne, dacă vă spun câte mesaje primesc. Și de asta spun. Adică, come on, e timpul să faci ceva. Nu să rămâi într-o relație toxică doar pentru că celălalt sau cealaltă vine cu bani acasă. Și te întreține pe tine și că asta e, n-ai ce să faci, că scade foarte tare stima de sine. Dar haideți că o dăm în altceva. Asta vreau să spun acum, că pentru voi există o perioadă în care vă veți simți foarte sexy, foarte bărbați, femei, nu contează, foarte senzuali, vă crește încrederea în sine și perioada asta de flirt sau s-ar putea să cochetați cu orice fel de artă, că flirtul, într-adevăr, în mare majoritate se referă la chestiunea aceasta de planul afectiv relațional, dar ceea ce energia aceasta care vine, valul acesta de energie, vorbește și despre cochetarea cu pasiunile voastre. Sunt persoane care vor să facă și vor face, sunt șanse foarte mari de reușită să se apuce, cum spuneam, de arta gătitului sau de, nu știu, eu sunt fan șef la cuțite și chiar văd acolo niște persoane foarte pasionate. Vă puneți pasiunile în,
în slujba voastră și să știți că vi se rotunjez veniturile. Un câștig, intrarea în drepturi, intrarea în posesia unor drepturi, mai ales dacă sunteți leu, săgetător, vă îndrăgostiți subit, s-ar putea să vă îndrăgostiți așa de pe o zi pe alta, vă surprindeți, absolut fantastic. Și din punctul acesta de vedere, pești, balanță, scorpion, berbec, leu și capricorn. Se schimbă roata. Deci s-ar putea ca toate dificultățile din viața voastră să fie duse cu acest noroc pe care îl aveți. Profitați de valul ăsta care vine. Vine un val așa de energie și știți cum, să fiți exact ca acei surferi care așteaptă valul perfect. Așteptați și în momentul în care vine, urcați-vă pe coama valului, pentru că vă duce valul exact acolo unde trebuie. Sunteți curios să vă spun și ceva din punct de vedere intim, că dacă tot am zis așa că vă vine un dor de ducă să faceți ceva ce n-ați mai făcut, haideți să vedem. Dar vă mărturisesc încă de pe acum că n-am să reușesc să vă arăt toate cărțile, pentru că acest pachet de cărți nu știu că l-am cumpărat. M-am uitat apoi și am rămas așa. Nu că n-aș ști cu ce se mănâncă, dar nu pot să le arăt. Haideți să vă spun acum. Este nuditate excesivă și dacă aș arăta, este o politică a YouTube și foarte bine face, tocmai pentru a diminua agresiuni, în sfârșit, tot soiul de atac la puditate. Haideți să vedem și din punct de vedere al relațiilor intime, ce vă așteaptă, dacă vă așteaptă ceva din punct de vedere intim. Acum, dacă nu vă așteaptă sau vă așteaptă, sau în sfârșit, dacă nu este mesajul pentru voi, acum v-am spus, nu este o etalare personalizată. Poate că nu vă așteaptă acum, dar vă așteaptă după 9 zile. Relații platonice, ia uitați, deci deocamdată din punct de vedere intim, uite că pot să arăt și cărțile, deocamdată nu văd ceva schimbări spectaculoase, nici măcar așa să mergeți cumva foarte pe repede înainte, să consumați această relație cu o persoană la care vă gândiți sau care apare înaintea voastră, dar eu simt că este vorba mai mult de romantism, este vorba mai mult de flirt, exact cum spuneam și la începutul etalării, mai mult de tatonare, mai mult de cunoaștere, autocunoaștere, iubire platonică, cucerire, recucerire, așa, tachinare, că doar știți cum se spune, chi sem să tachin, cine se iubește se tachinează. Și cred că persoana asta este foarte romantică. Este ca acea ființă care, dacă aveți parte de această revenire, să spunem așa, sau venirea acestei persoane în viața voastră, s-ar putea să fie o foarte romantic sau un idealist. Sau o idealistă. Iar din partea, acum dacă este vorba despre un început de relație cu cineva, s-ar putea să fie partea cealaltă sfătuită, persoana aceea, de o ființă. Dar în ideea în care, haideți să vă spun așa, s-ar putea să fie cu cineva, persoana voastră, apare o altă energie feminină, prietenă, de exemplu, sau prieten, după caz, că, mă rog, poate să fie vorba și despre energie masculină, energie feminină, care îl îndrumă sau o îndrumă și spune, vezi că stai ca fraierică, stai în relația asta, vezi că nu e ok. Uite, de fapt, ea încearcă să intri în, expresiile foarte directe. Dar ia uite, vezi că ea e pentru tine sau vezi că el e pentru tine. Ea încearcă. Ia taie tu rău de la rădăcină, nu te mai implica în tot soiul de relații din care nu câștigi nimic. Că ai și tu o vârstă. Nu mai copilării, nu mai flendurii sau nu mai încerca să găsești rețele de socializare, că a trecut vremea. Încearcă, dacă asta îți dorești, să te stabilizezi cumva sau dacă vrei să te stabilizezi într-o relație. Încearcă, ia uite, vedeți? Încearcă să te duci acolo unde te cheamă norocul. Taie, aici este vorba despre o persoană care ori urmează să se rupă de o relație în care este, deci nu văd, nu simt că este vorba despre o relație de trio, adică în momentul în care există șanse să fie cu voi, deja este sfătuit sau sfătuită, nu știu, poate să fie soră, poate să fie mamă, poate să fie o prietenă apropiată, care îi spune,
taie chestia asta, tai odată rău de la rădăcină, ca să ai noroc. Există potcoavă. Vedeți, aveți aici o potcoavă. Nu mai sta în relație toxică doar pentru faptul că persoana aia îți, te ține cu trupul ei, trupul lui și așa mai departe. Că nu asta contează. Și găsește-ți și tu pe cineva pe care într-adevăr să o iubești cu sufletul. Lasă relația fizică, relația fizică, da, educația fizică și sport și ia uite. Uitați cum se uite, uite cine de fapt este pentru tine. Vezi că pierzi, vezi că o pierzi. Și încercarea vieții. S-ar putea să fie, chiar dacă este mai mic de vârstă el decât ea, nu vă împiedică absolut deloc. Este pasiune mare. Persoane roșcate, cu ochii închiși la culoare, ele s-ar putea să fie chiar cu părul castaniu închis, cu ochii închis la culoare. S-ar putea să lucreze într-un domeniu de, cum să vă zic, de arte frumoase, cum spuneam, saloane, manicură, pedicură, tuns, ras și frezat. În sfârșit, cochetează cineva din voi, cochetează cu arta frumosului, arta divinației, arte frumoase, instrumentiști, pictori, scriitori, profesori, lucrători în lumină, vindecători, poate să fie. Dar este vorba despre o persoană care din aventurieră devine mai așezată. Acum eu am senzația că sunt foarte multe cazuri în care voi v-ați încerca ceva ce n-ați încercat până acum, doar că cealaltă persoană se ține de capul vostru, pentru că se îndrăgostește de voi. Dar revin cu amănunte, pentru că foarte, foarte multe informații primesc în ultima perioadă și nu vă spun, și chiar v-am spus că în etalările trecute că o să fac așa un fel de serial, așa cu episoade, pentru că volumul de informații este mare și n-aș putea să-l cuprind în doar 20 de minute. Sunt persoane care vor fi născute la o anumită dată și vor avea parte de foarte multe lucruri, inclusiv voi acum, că tot am să pun vineri această etalare. Vom vorbi despre datele și momentele aproximative când veți primi un telefon cu un mesaj. Da? Cu un mesaj. Am făcut aceste pre-etalări și mi le-am notat. Există vindecări de asemenea într-o altă etalare cu persoane din trecutul vostru. După aceste vindecări de o parte și de cealaltă, cred că sunteți gata să vă mai acordați o șansă. Ar putea să fie sâmbătă sau duminică, o să vedem. Și din momentul în care vă reluați legătura după un blocaj, s-ar putea că de data aceasta să fie pentru totdeauna. Există posibilitatea de... În sfârșit, vă mai țin la curent și o să continuăm așa saga acestor mesaje pe care le primesc. Până atunci eu vă doresc să aveți un weekend absolut minunat. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas până la final. Unii dintre dumneavoastră, din păcate, nu pot să răspund la mesaje pentru că tot vorbesc și tot sunt atentă aici, dar vă simt, vă văd, vă simt, vă aud. Îmi doresc să vi se întâmple minuni. Chiar îmi doresc să vi se întâmple minuni, dar să mă înștiințați și pe mine, cum mă și bulbui. Și mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le dați, în special cele în care mă anunțați foarte multe vești bune în ultima vreme. Dragii mei, vă pup, vă urez să aveți o seară absolut spectaculoasă, vă pup tare, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea pe fiecare în parte. Vă salut pe toți deopotrivă, mulțumesc pentru faptul că susțineți acest canal, că sunteți împreună cu mine în live-uri, mulțumesc că participați la sesiunile de purificare, energizare pe care le fac, mulțumesc pentru donațiile voastre, vă asigur că acele donații merg spre caritabilitate și voluntariat pe care îl fac, chiar acum, în următoarele 2 zile, mergem din nou cu
o tranșă importantă pentru familii defavorizate și sunteți direct implicați, să știți, în acest lucru și vă mulțumesc pentru asta. Numai bine, dragii mei, tot binele din lume!